Sâmbătă 17 noiembrie, peste 250 de voluntari angajați pe Trom și oameni din comunitate au plantat pe parcursul a 8 ore 10.000 de puieți de salcâm pe un teren de 2 hectare. Acțiunea a fost organizată împreună cu primăria localității Vânătorii Mici, Rom Silva și Asociația Mai Mult Verde. Aceasta este cea de-a doua plantare organizată de pe Trom în județul Giurgiu. În această primăvară, 10.500 de puieți de salcâm și glădiță au fost plantați sub forma unor perdele de protecție forestieră pe malul râului Dubovnic și de-a lungul a două drumuri județene blocate în această iarnă de căderile masive de zăpadă.